Astăzi a venit ziua cea mare și o să-l iau pe Parpandelovicius și trebuie să mai luăm un invitat și încă un invitat și scoatem la shaorma pentru că le-am promis de atâta timp. Astăzi, frate, o să primim shaorma. Este? Da. Da? Băi, bă, da, și cam netuns așa. Mergem să luăm și pe Justin Grăsanu. Este în premieră când ăștia doi se întâlnesc așa la shaorma. Ducem tradiția mai departe pentru că la câte shaorme am participat noi și câte chestii de genul. Acum o să-i luăm și pe ei să mânce și shaorma cu noi, să... Trebuie să ducem, mă, tradiția trebuie respectată. Și cum ne, și cum mă duc eu cu sălbaticul și cu lectoratul și mâncăm și urmă, așa trebuie să-i ducăm și pe ăștia, fiind frățiorii noștri mai mici. Asta e, cred că, unul dintre puținele vloguri pe care chiar le filmez acum și le pun ori în aceeași zi, ori mâine cel târziu, știi? Dar mi-a venit așa, hai să-i luăm. Hai, hai, frate, te încalți, a? Uite, se încalță băiatul meu. Hai să-mi iau și o Adidas și mergem la șeptarul. Afară zici că e primăvară. Este 28 sau 20, în câte astăzi, nu știu, nici eu nu știu, dar e decembrie. De când nu mai sunt la școală, mă jur că nu mai știu data. Trebuie să mă uit pe telefon, înainte știam, dar acum nu mai știu. Acum mergem să luăm grăsanii, hai să-i ducem la shaorma, shaorma, cum zice Parpandel. De care shaorma ți-au, mică? A, că a strâmbat din față, vrea mare, vrea, iau de aia mare. Mamă, dar plouă, bă, să-mi bat piciorul de mai spor ploaia asta. Știi că trebuie să-mi dai drumul la Porș, nu? Ideea este că seara este puțin frig, dar... Acum e totuși bine, ia uite. Au intrat bujile, înseamnă că e destul de frig afară. Hai să-i dăm așa, ok. Uitați aici pornire, ia. La sfert, ești nebun. Da, îmi face figuri un bec de pe număr. Astea sunt chestii minore. Hai să dăm din ștergător așa. Șeptaroschiul. Avem aici cel mai bun portar, ia. Bă, dar sunt două împurți. Salut, frate, te pup. Îi luăm la shaorma pe Bulangii. Bine ați venit, domnul Parpandelu, stați puțin să dau scaunul, că stați în spate ca VIP-ul. Trebuie să dau scaunul puțin mai în față, că aici mai stă Barosanu cu piciorul rupt și îl dăm față. Hai să mergem să-i luăm și pe ceilalți. Ia uite, mă, au venit, ia să vedem aici cum stau ei ca Barosanii. Salut, frate. Te salut. Străiești? O, prietene, salut, cu camera pregătită. Ia dați, mă, salut. Salut, frate, Parpandelu. Avem aici în premieră. Salut, prietene. Fii atent, că eu acum, știi ce am zis? Bă, am zis că acum noi ducem tradiția mai departe. Cum noi ieșim ca băieții la shaorma, trebuie să le dăm și lor o datina asta, știi, că o să crească și noi poate nu o să mai fim. În 5-6 ani, poate îi vezi pe Parpandel. Trebuie să ducă și ei, exact, trebuie să ducă și ei datina asta, trebuie să... Că aici nu e așa o shaorma, aici e... Hai, las cu ea în față așa. Aici e vorba de prietenie, e vorba de... De principii! Exact. Ia uite cum stau ei ca Barosani, n-au nicio treabă. Unul mai gras ca altul, dar nu știi care cum e. Bă, cred că totuși, după... ca și kilograme, Justin e peste. Da. Dar ăla e mai mic. Da, ăla e mai mic. Ia uite-l cum stă. Bă, știi cum ar trebui acum? Ia să faceți pe TikTok-o de aia. Știi când filmează așa. Eu soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dar dacă nu fac eu acum unul, nicio problemă. Prieteni, deci două shaorme mici, da? Da. Ce fețe iau, de unde făcut o față? Mare, nu, mare volum, de la mare. Și suc, da? Da. Vrei și suc? Cum? Nu merge. Hai să luăm la patroni. Ia-o-te, patroni. Hai că vă lăsăm aici, să nu pugeți cu mașina. Vă iau cheia. Le iau cheia, că ăștia au făcut mașina. Mamă, ce aici, ești nebun, i-am lăsat în giratoriu, amanet. Băi, vedeți că dacă vine poliția, ziceți că voi nu știți cine e cu voi. Îi mușcați, îi scuipați, ziceți că aveți COVID. Au uite și tu ce au aburit ăștia geamurile, voi credeți că rea după noi. Aici, vă băturăți. Cred că, s-a mai făcut aia. Grăsanilor. Acum a luat și-a urma băieții. Băi, dar ăștia transpiră mult. Da, pe ăștia sunt grăși, uite. Uite ăla. Au mușcat unul din altul. Care mă sună? Hai să facem împărțeala. Deci stai așa, aici sunt ale mele și al lui Parpandelovici. Parpandele, stai așa, să mă uit care e mică. Bine, că am mică, cu vrăjeală, că amândouă sunt mari. Stai așa, să-i dau de aici. Asta e urma grăsanului. Ia grăsane. Ia. Da. Stai să vă punem aici și de beut, ia. Ia, ia uite. Stai așa, că nu mai este suportul. Care blocaj, mă, suportul, băi? Să așeză pe Parpandele. Bă, ia uite și tu, nu strica mașina. Gădă șarmul înapoi, hai. Șarmele înapoi. Lasă-le cola pe acolo, hai, ține-o cu la mână, Parpandele când vrei îmi ceri, asta e și urma mea, să fie primită. Doamne. Bă, da, cum stă ăștia, de nu se văd acolo, iasă. Ia uite la ei ce grași sunt. Ia arătați, băi, cum înfulecați. Ia. Au de rula. Ia uite mâncarea, canibali. Ia uite canibali, băi. Care termină primul, termină primul. Cine termină primul, ce? Da, vă place și urma. Mamă. Nu te uiți la el, că zici că... Că-ți o bucățică. Hai, că e bun, e bun. E,
Da, bă. Bă, știi ce e bine, bă, la ăștia grași? Nu ne trebuie, mă, mult să fie fericit. Le dai ușa urma, ia uite-i. Bine, că se întristează iar repede, că... Hai, da. Păi, asta vreau să zic, că la ei fericirea durează puțin. Bă, e bună, e bună. Chiar mi-era foame și am și așteptat după ea. N-ai leu. Că fix că mă duc eu, că la șaurma de fiată nu e carne. Da, bravo. Da, alea mie nu mi se păreau că le-au dat pe maxim. Mai atunci așa, zic. Păi, așa. Auzi-o. Ce vă să băsă? Cola de la fratele meu, Parpanero. Parpanero, nici. Acum, acum ar fi să zic că nu-l dau. Păi eu nu-l dau ție. Îți dau bucata aici, nu? A, Grăsanu și le ia asta, și le ia. Băi, tu știi cum l-am mai bătut? Și ia uite-l. E obraznic acum. Păi atunci ce mai făcea și el mișcare, că fugea de mine? Acum nu mai. Acum nu mai, nu-l vezi, cât s-a făcut. Bă, dai că am neglijat. Amice, n-am mai avut și să-l bag. E greu, bă? Nu, 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 că eu pe Parpanel îl țin în priză zilnic. Îi dau, îi dau. Îi dau bine, da. Asta face și prostii. Îi dau să nu mă uite. Că s-o face mare. Ia zi-mă. Bă, Barbanele, trecut ăștia acum fericit că mănânci. Ia zi-mă. Ia zi-mă, domne. De ce faci tu, domne, prostii? Nu fac prostii. Nu. Cum? Toată. Că mereu l-au să că faci câte prostie. Fugi de acasă, te duci pe bicicletă dezbrăcat. Măcar îmbracă-te, mă, și tu dacă tot fugi. A, să nu mai zic pe ultima ce am găsit aseară în pat. A. Nu știu de unde. În nisip. A, sacul, de bol. A, de la sacul tău era. De fapt, nu-i trisip. Eu nu prea face prostii așa, mice. Bă, las un murt așa, dar l-am prins. Păi, ce crezi că el e fraier? Ia uite-l. Râs tu, râs, da. Bă, deci tu știi cum e sau de multe ori că stă în patul meu și varsă suc. Varsă cereale cu lapte. Bă, ești nebun. Bă, ce-ți vine să-l omori atunci, dar nu-l prins. Mamă, și ai văzut sentimentul ăla, că noi nici nu dormim îmbrăcați până unde. Și simți așa particularea de nițip, de voie de mine. Bă, a murit aseară, deci am adormit pe la a doua seară din cauza lui. Da, îl iubești, nu-i așa Barbanele? Ia auzi, mă, vezi, mă, grasă. De unde, mă, că mă jură fiecare zi, mă jură. Știu. De nervi. De nervi, amice, vezi, deci nu din ură. Da. Las că m-am dus cu Dani la asta și a zis că eu sunt cel mai rău dintre frați, că-l cert. Da? Bravo, mă! Bravo, mă! Dar cine îți dă, bă, cel mai multe? Ce? Da, ia zi, bă, Grăsane! Cine îți dă ție cel mai multe în casa aia? Ce cel mai multe? Mâncare, sucuri, chipsuri. Ia zi, cine îți cumpără? Mama, mă? Mama îți dă comandă pe la pizza când mănânc eu și îți dau și ție și șaorme și alea, ha? Mama îți dă! Da, da, recunosc, dar uite, bă, vezi, bă, Parpanel, așa, nebun cum e el, dar, ia uite! Ăsta, da, când e să fie, n-ai treabă cu el. S-a cam încins atmosfera aici, ești nebun, s-au aburit geamurile de zici că facem prostii mașină. Amice, măcar nu ne mai vede lumea ce facem. Și noi aici mâncăm șaorme, ești nebun, facem trafic cu șaorme. Ia dăm cursul ăsta, Grăsane. O, ce bagă Grăsane aia. Sunt tare curios. Vreau să lăsați acum în comentarii dacă ați ajuns până aici, care credeți că costă neprimul. E bune. Nu știu dacă o să vreau și dacă îți întrebai asta, Grăsanul tău, se uita așa la Grăsanul meu, să uite cam cât mai are. Serios? Bă, care termină primul mănâncă și din aia lui no, nu-i pune așa, că ăștia mur. Să ceartă, ce ai, să omoară. Să omoară aici, n-ai văzut. E bună, o să mă mai ia zi, bă, Iustine. Ce? Dacă tu ai avea așa o șaurma mare și bună și ți-ar fi foame rău, dar i-aș fi foame și lui Parpanel. I-ai dat din șaurma ta? Eu ți-aș da șaurma mea. Da, șaurma aia. I-ai dat lui Parpanel din ea? De șocolată, da. I-ai dat, da? I-ai dat, vrăjeală, de unde? Ia da și lui așa să guste. Ia fără, na. Ca da. Să facă foame. Da, bravo, exact. Egoiști ăștia, bă, și grași, și grași.
Da, bă, totul până la mâncare, știi, mă? Stai așa, când vine să râgă, e așa să... Ia! Mamă, gata! Bă, m-am eliberat! Pe bune că-ți faci loc! Mai veniți cu noi, bă, la șaurma? Da! Bă, ce venire pe banii lor! Cum să nu mai vină? Nu, bă, trebuie să plătim și pe ei, că ne-mi ajută cu filmări cu ăștia. Da. Trebuie mituit și ei cumva. Dar după trebuie și Alex să se ducă la gagici și nu să ne râde. Da. Sau încep și ne strigă. Și așa, Parpandel, când îl mai pun să mai fac un video, știi ce-mi strigă? Da. Că fac bani pe spatele lui. Pe bună, George. Așa, bă, Parpandele. Așa, a? Bă, și mie sucul, băi. Mie nu strigă Iustin, mie strigă tata. Hai? Da. Ce să iei bani, să iei bani. Bă, ești nebun la cap. Păi și mai așa zice. Ce ăștia? Nu mai pot. Ia-o acasă. Nu mai pot. Ia uite. Ce? Eu nu te cred. Bă, 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 tași că uite vorbează mai târziu. Ăla cum are? Ăla și ăla mai. Bă, să vă spun un secret, înainte să plecăm, l-am întrebat pe Iustin, mâncare-ți? Parpandel zice că nu. Toți n-am mâncat. Termină. Ia uitați-vă la ăla de aici. Grăsarul mâncă. Înainte să plece de acasă, ia, uitați-vă la el. Iustine, cât mai ai de așa urmă aia? Mare, 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 jumate. Mare, dar tu crezi că nu mănâncă? Nu am mâncat toată, dar așa el și... Pe tata nu mânca ora dacă mâncă înainte. Eu știu ce l-anunțai. Eu l-anunțai că mergem la 4. Și când venea acum, că îl văzut eu că să cam desumflăm un pic, apoi nu mergeam la 4. Cred că eu, era cu sarmale. Dar tu ai seama că el acum și o bagă la sub braț și intră cu ea în casă și o pitulă. Garantez. Garantez că dacă nu o termină, o bagă la sub braț și o pitulă pentru mai încolo. Deci ăștia sunt rezerve strategice. Da. Mâine când e post, se duce și bagă în el și le cel mai sătul. Cred că e hars. Ce? Cred că e hars. Ce e mâine? Miercuri, da? Cred că e dezlegare, că a fost Crăciunul. Nu știu sigur. Grăsane. Dar o termin, băi, grăsane? O termin? Nu știu dacă o termin, a fost și mare. Și mare, cum? O bag și pe ăștia câteva guri, că nu mai pot. Și noi frumos aruncăm. Nu mai pogată. Ești tu? Tot așa, eu arunc, nu mă susține. Că mai e doar varză. Da, nu, la mine mai ești niște carne. Eu las că o devorează grăsanul, nu. Nu. Nu fac probleme. Hai să vedem acum rezultatul final. Eu aproape am terminat. Da. Sălbaticul? Tot așa, aproape. Mai e o bucată mică. Parpandel? Aia e mare. Mare și grăsanul e încă în muncă, în lucru. Aude-mă. Nu, bă, ăsta mănâncă încet ca să poată să intre mai mult, că e strategic, uite-te la ei. Stan și Bran. Că unul e mic și gras și... Bine, ăsta trebuia să fie mai slab, da? Merge și așa. Ia Marta Grăsane, cât ai? Ăsta e campion pe 3 județe, bă, n-ai ce zic. Că el, că el a și mâncat înainte, noi n-am mâncat niciun înainte. Când mâncaș, că-s curios. Cât ai mâncat înainte? Nu, când, duc. Mai avem și bucăți. Când și cât? Pe la 11. Este ceasul? E 1. La 1 ne-a apucat, am mâncat. Și ce ai mâncat? Ce ai mâncat? Sandwich. Da. Sandwich-uri, atenție, nu sandwich, sandwich-uri, câte? fără pâine pe partea de sus. A, păi normal că el, normal nu vrea să se îngrașe, îți dai seama. Ține la siluetă, nu? E moarte cu el. Bă, grăsar, bă. A, amintitele, cam cât? Da, din 3 pâini. Cam așa o felie. Cam așa o felie, da. Nu, era atât. E bine. Ia, ce faceți voi acolo? Ce a zis Grăsanu? Bă, dacă se pune o termin, s-a ambiționat. Da, s-a ambiționat Grăsanu. Ia Grăsanu, ia. Și Parpandel ce păr am în cap, ești nebun? Și Parpandel din spate, bagă. Nu știu dacă o termină. Bă, nu, dacă îl pui pe ăsta și îi dai acum provocare, ți-o termină și pe lui Parpandel. Da, sigur. Numai ca să-i mai dai încă una. Da, bravo. Justin, dacă le mănânci pe... Dacă o termin pe aia, îți mai iau una. Mai încolo. Da, nu, cred că... Nu, tot acum. Bă, asta e sadomasochism, îi place să se chinuie. Bă, tu îți dai seama că lui când e rău de la mâncare, că mănâncă prea mult, se simte bine. E ceva gen arar. Fai de capul meu. Aute-le. Este inuman cât poate îndura corpul unui om, băieți. Bă, amice, tu te gândești că noi zicem, dar asta are 60 de kg.
Eu am 73, 74. Deja, și noi îmi pare încă copil, dar de unde te mai bahadurul? Tu unde te mai bahadurul? Aute bahadurul. Nu, ai oare. Stai că nu, acum e supărat că nu poate să mănânce, nu vezi? Aia, își face loc acum. Gata, Justine, mai ce, mai ai o gură? Ia uite, n-am acolo termină, stați voi liniștiți. Nu e, bă, e campionul nostru. E campion. Ia uite, bă, o bocă pe toată. Uite! Deci cu ăsta ar trebui să mergem pe la bâlciuri. Pe la bâlciuri și să-l băgăm în concurs. Sau de la atracția serii. Omul care poate înfuleca oricât i dat, știi? Și aia dau așa mâncare. Nu, că altcumva n-ai avea cum. Nu, no, dar facem de aia de juniori. Ce? Când îl văd pe să-l bagă la adulții ăștia. Ce? La profesioniști? La super heavyweight. Ești nebun la cap, îl bagă la super grea. Centura mondială la karate cu 3 dani, ești nebun. N-ai cum, nu, e campion, e campion, n-ai ce să-i faci. Aoleu. Gata, băieții. Te pup, Pavice, sănătate. Salut, grăsane. Amice, Justine, să iei aia, să le aruncăm acolo. Nu e frumos. Hai că o iau și pe lucru. Sigur, sigur că da. Te iau și pe asta, dacă tot te apucași. Da, iau și pe asta, iau și pe asta. Hai, hai să mergem acasă. Să rămână pentru șaormele astea, sigur. Pa. Straight, pa. Gata, băieți, am dus grăsanii la șaorma, l-am înapoiat și pe cel de-al doilea. Ia uite-l, ce fericit e. Asta a fost o premieră mondială, am dus grăsanii la șaorma simultan, în același timp. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai doriți astfel de videouri spontane și fără niciun sens, dar care, după părerea mea, sunt cât de cât amuzante. Iar noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa!